Du-te la mănăstire. De ce să fii zămislitoare de păcătoși? Eu însumi sunt destul de cinstit și totuși m-aș putea învinui de asemenea lucruri încât mai bine nu m-aș fi născut. Sunt foarte mândru, răzbunător, ambițios, cu mai multe păcate gata la chemare decât am gânduri să le înfăptuiesc, închipuire să le dea formă sau vreme să le înfăptuiesc. Pentru ce să se tărească între cer și pământ unins ca mine? Ofelia, de ce la mănăstire atunci? Cum, Doamne, și șoaptele tale de iubire și jurămintele și... Ofelia, Ofelia, nu, te iubesc. Ce mi-a fost dat să aud? O, dezamăgire cruntă, drept în inimă m-ai lovit. Mă duc la mănăstire. Stop, stop, stop! S-au emoționat ăștia, e varsă textul. Am auzit și de sulemenelile voastre. Da, da. Dumnezeu v-a dat un chip și voi vă faceți altul? Mergeți legănat, vorbiți zâzâit, pociți numele făpturilor lui Dumnezeu și puneți destrăbălarea voastră pe seama neștiinței? M-am săturat, Ofelia! M-am săturat! Cei care au apucat să se căsătorească, să trăiască în afară de unul. Restul să rămână așa cum sunt. Ofelia, la mănăstire. Hai, du-te! Nu pleca! Nu pleca. Pentru că... vreau să spun de față cu toată lumea ceea ce am în gând și în suflet de foarte mult timp. Vrei să fii soția mea? Știu că am apărut în viața ta într-un moment în care te-am creat o suferință în plus și nu o meritai, dar fiecare clipă îmi doresc să nu fi fost așa, dar nu pot să dau timpul înapoi. Te iubesc pentru ceea ce ești ca om și ca femeie, pentru bunătatea ta, pentru sufletul tău și pentru... Te iubesc. Vrei să fii soția mea? Asta nu e textul lui Shakespeare. Alexandra? Am impresia că Hamlet așteaptă un răspuns care îi va schimba destinul. Vrei să fii soția mea? Asta e piesă sau e serios? Teatru este un lucru serios. Atunci da. Curaj. Dă mânuța încoace. Ce e aici? Ăsta e locul meu preferat. Locul unde mă ascundeam de lume. În special de Grigore și de mama. Mm-hmm. Înnebuneau numai dacă auzeau acordul de chitară. Aici liniște, nu mă deranjează nimeni. Chiar n-am mai fost de mult pe aici. Cred că o să mai vin.
Din ce în ce mai des, chiar. Îți place? Da. E drăguț. E cam strâmt, dar e foarte drăguț. Ah, era să uit. Ți-am luat ceva. Dar nu vreau să-mi faci tu cadouri. Dar nu e cadou. E pur și simplu un telefon ca să putem să vorbim când vrem. Da. Te-mi lipseau multe din lucrurile astea. Dar ce-ai pe aici? Cărți? Discuri? Vechi? Să înțeleg că erai un copil cu minte aparent. Și pe ascuns făceai ce vrei tu, nu? Păi dacă visele mele nu au coincis niciodată cu ale mamei, eu mă vedeam pe o scenă cântând. Da, mi-a plăcut dintotdeauna muzica rock, mi-a plăcut baladele. Topârcean? Topârcean. Supărările iubirii sunt ca ploile cu soare. Repezi? Dar cu cât mai repezi? Cu atât? Cu atât mai trecătoare. Da. Dar parcă te ferai de ploaie. Tot îmi cerai umbrela să ți-o împrumut. Un pretext ca să te revăd. Tu, a doua zi, ai mai venit la magazin? Da. A fost acolo, așa cum ți-am zis. Era gol, era închis. Și dacă dispăream de tot? Dacă dispăream de tot? Te găseam eu, cumva. Hai să mergem și noi, ca asta ploaia. Asta, asta. Mamă, Radu, nu te supăra, repetă mâine, da? Da, nu mă supăr. Da. Avea și Hamlet o șansă. Da, ar fi fost bine să aibă și Ofelia o șansă. Repetăm mâine, serios, cap, coadă, tot. Cu craniu? Cu craniu, cu ce vrei tu? Știi cât de mult o iubesc pe fata asta, nu? Da, mă, știm că o iubești pe Alexandra. Pa, 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 pa. Pa. Noapte bună. Bun, deci noi ce facem? Mergem la tine sau la mine? Măi, eu mă duc la mănăstire. Auci. Pa. Kinky. Pa. Ce faci? Unde pleci? Plec. Ți-e frică de mine? Nu, nu, dar vreau să plec. Te las să pleci cu o singură condiție. Care? Să-mi promiți ceva. Vreau să-mi promiți că te duci să-ți iei acum, să-ți cauți certificatul de naștere și că mâine îți faci timp să mergem împreună să ne facem analizări. Tu vorbești serios? Foarte serios. O să fulgere, o să tune. Grigore o să facă spume. Mama la fel. Da. Dar noi nu ne speriem. Ploaia ne-a adus noroc. Te iubesc, mă. Și vreau să ne căsătorim. Ce sens are viața? Yeah.
Vorbește, vă, calmează-i. Domnișoară, căutați pe cineva? Pe Mihai. Care Mihai? Păi cum care Mihai? Nu, director, nu l-ai cunoscut în cap. Ah, directorul. Domnul Mihai, sunteți căutat. Eu vă las. Ce de praf e pe aici, pe la tine. N-ai o cârpă. Sonia, ce cauți aici? Cum ce cauți? Sunt noua ta asistentă. Am venit aici să te ajut. Înțelegi? Am venit la lucru. Am atâta de lucru și ție ți-ar de joacă. În plus, unde te crezi aici? La concurs de mis ai trecut așa prin fața șoferilor. Hai, recunoaște care ați mișto. Hai, sau holba puțin la mine, dar gata. Așa, ia de-te. Tata mi-a spus că puțină practică studențească nu mi-a stricat. Așa că am venit aici să te ajut să afli, să știi, să cunoști. Știi tu mai bine. Cum? Da. Vreau să fiu alături de tine. Recunoaște că sunt destul de decorativă. Și în plus de asta o să ai mai multă poftă de muncă. Cred eu.